Pe 20 iulie, înalt preasfinția sa Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din parohia Suha, comuna Mălini. Ierarhul, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit sfânta liturghie de hram. Biserica unde a avut loc ceremonialul religios este singurul locaș ortodox din sat și are două hramuri, sărbătoarea sfântului proroc Ilie Tezviteanul și cea a sfântului ierarh Nicolae. Sfântul proroc Ilie Tezviteanul, pe care îl cinstim astăzi, ocrotitorul acestei sfinte biserici, cunoscut fiind de foarte multe lume, mai ales prin purtarea numelui său, Ilie, și văzând Dumnezeu atâta îndepărtare ca ceartă pentru îndreptare, 3 ani și 6 luni secetă mare. Și Dumnezeu, din dragostea Sui nemărginită, l-a trimis pe prorocul Ilie și a spus împăratului: îndeamnă poporul în frunte cu tine să se întoarcă la credința cea adevărată. Și la porunca lui Dumnezeu, Sfântul proroc Ilie Tezviteanu a făcut un lucru prin care să înțeleagă că el, Sfântul Ilie, învață credința, religia cea adevărată. Mulți credincioși au participat la importantul eveniment îmbrăcați în port popular și s-au închinat la icoana Sfântului Ierarh Nicolae, rămasă intactă după incendiul care a mistuit biserica în 19 ianuarie 2018. Această parohie tânără a trecut prin momente foarte grele acum 2 ani, când biserica a ars în totalitate. Dar iată că, datorită credinței credincioșilor, datorită râvnei preotului paroh și datorită ajutorului domnului primar, această biserică s-a ridicat în doar 6 luni. Astăzi comunitatea se află în jurul părintelui paroh, astăzi comunitatea se bucură de slujba și de binecuvântarea înalt preasfințitul arhiepiscop Pimen, își amintește de cei adormiți, dar este o bucurie duhovnicească deosebită. Bunăvoința oamenilor s-a ridicat acest sfânt locaș alături de un cămin de bătrâni pe care împreună cu credincioșii și cu primăria comunei Mălini ducem, putem spune că ne ostenim într-un fel pentru îngrijirea 12 bătrâni. Iată că în această zi, împreună cu preoții și slujitori, împreună cu înalt preasfințitul Pimen, ne-am bucurat și ne-am rugat împreună cu rugăciunile Sfântului Mare Proroc Ilie Tezviteanul, ocrotitorul acestei parohii. Mulțumim din tot sufletul tuturor celor care ne-au ajutat și sunt alături de noi. Înaltul părinte Pimen a sfințit cu acest prilej căminul de bătrâni și sediul administrativ al parohiei. Ziua s-a încheiat cu o agapă frățească la care au participat toți credincioșii.